îndulcească traiul cel amar, și să-i îndulcească traiul cel amar. Iată că ajunge la o cârciumiară, unde vindea vinul pe la mărioară, unde vindea vinul pe la mărioară. Suita domnească ordinul primește să plece înainte, iar el se oprește. Să plece înainte, iar el se oprește. Ei, cârciumăriță, dragă mărioară, ia fă bine lei, că ești puțin afară. Ia fă bine lei, că ești puțin afară. De la mărioară, iată în prag să arată și al ei ochi negru pe domnul săgeată. Și al ei ochi negru pe domnul săgeată. Mai ai pelin roșu, am boierul meu, ia să-mi scoți o oală ca să gust și eu. Ia să-mi scoți o oală ca să gust și eu. Maria într-o clipă cu oala a venit, și-apoi craiul Mircea astfel i-a vorbit. Și-apoi craiul Mircea astfel i-a vorbit. Ia spune-mi tu mie, dragă mărioară, cam de câtă vreme ești tu văduvioară? Cam de câtă vreme ești tu văduvioară? De 2 ani aproape sunt fără bărbat și te lasă în pace, flăcăi din sat. Și te lasă în pace, flăcăi din sat. Niciun flăcău nu e ca bărbatul meu, ce-i muri în oaste pentru neamul său. Ce-i muri în oaste pentru neamul său. Cum îl chema oare pe bărbatul tău? Crișul sau Crișanul, puișor de zmău? Crișul sau Crișanul, puișor de zmău? Cunosc e un criș, dragă mărioară, un crai ce se luptă pentru astă țară. Un crai ce se luptă pentru astă țară. De când avea numai 16 ani, astăzi poate tocmai vreo 60 de ani. Astăzi poate tocmai vreo 60 de ani. Vrei tu, mărioară, a te mărita cu crișul acesta, eu te-i cununa. Cu crișul acesta, eu te-i cununa. Pârlit-am de mine, dar ce am greșit? Să-mi leg eu viața de un om zbârcit. Să-mi leg eu viața de un om zbârcit. Îți vei schimba gândul când îl vei vedea. Ia mai dă-mi o oală de vin, draga mea. Ia mai dă-mi o oală de vin, draga mea. Maria aduce o oală de vin și Mircea o suflă capea de pelin. Și Mircea o suflă capea de pelin. Și o sărutare Mircea îi cerea, bela mărioară frumos i-o dădea. Bela mărioară frumos i-o dădea. Apoi ca un fulger